În acest video o să fac un super, super challenge. Voi avea voie să joc numai și numai cu arme legendare. Nu vă dau prea multe spoilere, vă las cu videoclipul. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vă plac astfel de episoade și scrieți-mi în secțiunea de comentarii ce tip de challenge-uri vreți să mai vedeți pe canal. V-am lăsat cu videoclipul. Prima locație în care o să caut arme legendare în acest episod o să fie bărcuța aceea care se spamează random pe mapă. Nu știu, e una dintre locațiile mele favorite și să sperăm că ne dă ceva dropul din el, din barcă, ceva legendar. Să sperăm că ne dă ceva legendar. Și după aceea cred că o să mă duc undeva pe acolo. Undeva unde nu vin player mulți, pentru că dacă, de exemplu, dacă mă duc într-o zonă de asta unde vin foarte, foarte mulți player, n-am șanse, pentru că e foarte, foarte greu să găsești o armă legendară acum în Fortnite. Dar să sperăm că avem noroc. Să sperăm că avem noroc și că dăm un win, pentru că despre asta este challenge-ul. Trebuie să jucăm cu arme legendare, numai și numai cu arme legendare, și să facem și Victory Royale. E bine că aici pot să mă fac full din shield, fără să folosesc bigurile și miniurile pe care le găsesc. Hai mă, dăm ceva bun, dăm ceva legendar. Nice! Primul chest desfăcut, prima legendară. Dar e nașpa că e sniper. Și e cam greu. Cam greu cu sniperul, sincer. Nu știu ce să zic. Dar încercăm. Vedem. Sper că mai găsim și alte legendare. Că doar cu un sniper nu cred că o să facem treaba. Cred că o să fie cam greu. Să-l pun eu aici, ca așa-l țin eu. Și știu că mai e sus un chest care poate e norocos. Nu te cred, bă, nu te cred că mi-a dat epică. Mamă, dacă îmi dădea areul la legendar, era perfect. Era... Nu te cred. Uite-mă. Mamă, cât de aproape am fost. Nu te cred. Nu te cred. I-am dat un scop și după aia pickaxe. Mamă, nu te cred că a murit ăsta așa. Mamă, cum a venit hoțul, bă. Mamă, cum a venit hoțul. Nici nu l-am auzit, ești nebun. M-am blocat și în asta, era să-mi o dea. Mamă. Da, stai mă așa, ce facem aici? Că mai avem butoaie, cred. Nu cred că am făcut nimic cu butoaiele astea, că... Da, tot trebuie să-mi dau un mini și un big. Și cred că o să mă duc pe partea cealaltă ca să găsesc legendare. Mamă, ce noroc am avut aici. Am avut noroc că a venit aproape de mine și am prins noscopul. Că altfel eram deja mort. Hai că bine că mă fac full. Nice. Și... Hai să mergem aici. Nu știu dacă o să am eu mare noroc la legendare. Dar încercam, am făcut primul kill cu AWP-ul, cu sniper-ul. Da, nimic. Cred că aici a lutat el, mă. Cred. Stăm cam praf pe materiale. Vine zona și eu stau să mă... Holy moly, e bine că avem... Hai să iau și grenade, că... Totuși... A, mă, dă și ceva bun. Arme verzi. Hai. Tot verde. Da, momentan avem decât sniper-ul. Trebuie să ne mulțumim cu puțin. Și zona e la mama naibii. Am înțeles. Să sperăm că nu ne luăm. Ce aguri, nice. Hai, mă, dai și mie ceva bun. Oh, luare shotgun. Exotic el, mă. Cam greu cu legendarele pe Fortnite. Pe Fortnite. Cam greu. Alte ceaguri, nice.
Dacă mi-ar da și legendarele cum îmi dau ceagurile. Haide mă, dăm ceva bun. Mi-ai dat, n-am mai putut. Hai să-mi dau un medkit. Să sperăm că mai găsim și noi o armă legendară. Bă, măcar un SMG ceva. Hai să le facem repede full. Avem aici și butoaie. Hopa. Nice. Niște materiale. Măcar materiale să luăm dacă nu luăm legendara. Cred că o să mă duc aici să văd ce găsim. Deși nu prea cred că o să găsim noi legendare. În zonele astea mici nu cred că o să găsim cine știe ce legendare. Bine, nu cred că o să găsim deloc legendare, nu că cine știe ce legendare. Ar fi bun orice legendară. Numai nu alt sniper. Măcar să găsesc și un player, să-i dau de la distanță, așa cu sniper, frumos. Zic și eu. Haide, dăm ceva bun, Fortnite. Aoleu, shotgun albastru. Shotgun albastru. Se formează tornada. Hai să stăm aici. Wow. Stai ușor. Am făcut cea mai mare prostie din viața mea. Să mă duc între ăștia. Când eu am doar sniper. Mamă, ce am zis că e chest legendar. Hai, mă, dăm ceva bun. Sniper verde, nice. Ce să zic? Mamă, ce-o... Corect, trust move. M-a rupt pe picior, băiat. Facem așa, le luăm pe toate. Nu lăsăm nimic. Hai să încărcăm areu. Să încărcăm sniper-ul. Nu te cred. What? Țeapă. Mamă. Oricum n-au nimic legendar, ăștia sunt părnaie. Mai părnaie ca mine. Hai mă, dai și tu ceva legendar? Țeapă. Hai să luăm drop-ul. Hai cu Doamne ajută. Ia să vedem. Nu mai zic nimic, Fortnite. Nu mai zic nimic. Grenade launcher. Deci Fortnite își bate joc de mine. N-am o legendară. Decât sniperul, cu care nu prea am ce face. Hai să iau și eu niște grenade. Mai sunt 3 playeri. Hai mă, putem să câștigăm match-ul ăsta, jucând doar cu sniper. Deci fii atent că o să câștig match-ul ăsta jucând doar cu sniper legendar. Și mergem cu sniperul legendar la bătaie, că doar pe ăsta l-avem. Altul nu mai avem. Ne descurcăm și noi cu ce avem, nu? Ne descurcăm cu ce putem. Hai pe hai.
Mamă, n-am nici foarte multe materiale, deci asta e super nașpa. Încă 3 playeri în afară de mine. Iau-te pe băiatul meu. Hai. Ui! Păi nu câștigăm noi meciul ăsta, mă? A? Nu puteai, mă, să ai și tu legendară, mă? Ți-am dat eu cap, da. Chiar așa nu puteai să ai și tu o legendară? Opa. Mă, ăla e acolo sau? Hai, tata, scoate cap. Aici stau. Aici stau. Hai, mă. Super challenge, jucăm doar cu legendare. Nu știu de ce zic la plural, că jucăm cu o legendară. N-am găsit mai multe. Ne descurcăm și noi cu ce putem, băieți. Nu uitați de butonul de like încă o dată dacă vă plac astfel de episoade și scrieți în comentarii ce tip de challenge mai vreți să vedeți. Ia, ia. Hai, mă. Hai. Bă, nu te cred. Îi lasă să bată, ești nebun. Deci nu te cred. Nu te cred cum i-am ratat capul ăsta. Să vezi cum mor eu. Ăla e. Ăla e, băieți. Ăla e. Decât cu un sniper. Decât cu un sniper legendar. Am reușit să îndeplinim challenge-ul. Am găsit decât un sniper și ne-am descurcat. 4 eliminări decât cu un sniper legendar, pentru că doar pe ăla l-am găsit. Efectiv, nu găsești o armă legendară așa de des. Și da, mulțumesc mult pentru vizionare. Nu uitați, lăsați în comentarii ce tip de challenge-uri vreți să mai vedeți pe canal și vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. Ne auzim în episodul următor. Pa!